Dar să facă ca să pot să mai. Bine, bine. Bine, bine, bine. În conformitate cu dispoziția primarului comunei Sădureni, numărul 242 din 6-7-2016, vă invităm să participați la lucrări ședințe ordinare a Consiliului Local al Comunei Sădureni, ce va avea loc în data de 11-7-2016, orele 13, la sediul primăriei Comunei Sădureni, în sala de Consiliu, cu ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Sădureni și actualizarea listei de investiții. Inițiator, primar comun. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investiții, lucrări de executare, rigole și acostamente, drum sătesc, kilometru 00.0800, sat Beșești, partea stângă a drumului. Inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru trimestrul 1 al anului 2016, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Sădureni 2014-2020, județul Bacău, inițiator primar. Proiect de hotărâre, stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria Comunei Sădureni, inițiator primarul comunei. 6 diverse. Sunteți de acord cu proiectul? Convocatorul. Deci aprobarea ordinii de zi. Cine este? Aprobarea convocatorului. Împotrivă? Abțineri? Deci 100%. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Sădureni și actualizarea listei de investiții, inițiator primar. Ok. A venit și doamna contabilă. Doamna contabilă știe mult mai bine modul de împărțire pe fiecare capitol. Deci, în urma lor de justificate de găsute de domnul primar, am suplimentat veniturile curente cu 60.000 de lei în vederea deschiderea unor credite la următoarele capitole. Am deschis credite pentru 67.50 la culte, unde am avut nevoie de 43.500 de lei. La datin și obiceiuri ne-am avut nevoie de același capitol de 15.000 de lei și la 74.06 la mediu 1.500 de lei conform hotărârii Consiliului Local. Inițial nu au fost puși toți banii pentru că anul trecut a fost taxa mai mică și acum este de 2.000 de lei, mai trebuia 1.500 de lei. Tot în urma notei justificative depuse de domnul primar am stabilit să utilizăm excedentul bugetar din anul 2015 de 260.000 de lei pe care l-am împărțit în felul următor. Pe următoarele categorii de investiții, datorită faptului că excedentul bugetar nu putem pune decât la fondul de dezvoltare, la secțiunea de dezvoltare. Și am stabilit suma de 12.000 de lei pentru proceduri de achiziție pentru școala Sânduleni, în vederea cheltuielilor curente. Proceduri de achiziție la școala Verșești, 12.000 de lei. Am suplimentat cu 5.000 de lei proiectarea școlii Sânduleni. Am avut inițial 40.000 și am mai suplimentat cu 5.000 de lei. Am pus 40.000 de lei pentru grădinița Sânduleni, tot pentru cheltuieli de proiectare, avize și tot ce implică această investiție.
Pentru construcție școală Sândulenia am fost 27.000 de lei. Total, pe capitolul 65, deci la școală, avem 96.000 de lei. Am suplimentat creditele la pentru finalizarea gardurilor de la Coman. Cu 12.000 de lei, au fost două investiții, deci gardul de la Coman s-a făcut pe două tronsoane, au fost două investiții, la unul au fost 2.000 de lei și la una 10.000 de lei. Mai sunt niște lucrări de terminat acolo și a trebuit să mai punem suma respectivă. Am pus la capitolul 7406 pentru înființarea rețelei de canalizare și stației de epurare a apelor uzate, 42.000 de lei, la fel cheltuieli care se fac cu tot felul de autorizații, avize și mai trebuie. Nu ne-au ajuns banii pentru finalizarea drumului de la Vecești, mai trebuiau 20.000 de lei, am pus la capitolul 84 20.000 de lei. Pentru proiectare drumuri comunale am mai pus încă 35.000 de lei, lângă 80.000 care îi aveam deja. Iar pentru investiția care s-a făcut separat de șoseaua de la Verșești, de drumul de la Verșești, execuție rigole pe margine, am pus 50.000 de lei pentru lucrare. Total pe capitolul 84 am folosit 105.000 de lei. Am mai luat suma de 280.000 de lei de la investiția drum Verșești de la Lazăr și până în capătul celălalt la drumul ăla podul de la Verșești, suma de 280.000 de lei care am pus-o pentru construcția școlii datorită faptului că nu putem deocamdată să finalizăm acea investiție. Domnul primar o să vă explice care este. Asta e toată mișcarea care am făcut-o în buget. Deci am suplimentat cu venituri curente de 60.000, care i-am pus exact pe ce v-am spus la capitolul 67, în mare parte au fost puși banii respectivi, și am folosit excedentul de 280.000 de lei, care i-am dus pe proiectări, pe exact pe ce v-am explicat, pe proiectări și cea mai mare parte am dus-o la construcția școlii de la Sibiu. Mulțumesc, doamna contabilă. Acum să intru eu să-i explic mai anunțit. Dacă nu mai este nevoie de mine, eu pot să vezi. La punctul 3. Da, mai rămâne. La punctul 3. La punctul 3. La partea de cheltuiesc este cheltuiesc bugetul local cu suma 60.000 de lei. Deci toate, tot ce s-a precizat de doamna contabilă, eu voi veni pe explicație. Pentru date și obicei, s-au alocat suma de 15.000 de lei, astfel încât să avem o anumită sumă în buget. Să nu ne trezim ca anul trecut, să nu avem nicio sumă în buget. Pentru biserica de la Verșești, vine iarna, părintele a solicitat printr-o adresă alocarea unei sume de bani pe baza unor cereri depuse de către cetățenii satului Verșești, s-a alocat suma de 40.000 de lei. Pentru Biserica Adventistă, 25.000 de lei, 30.000 de lei pentru schimbarea ușilor de la intrare, pentru că am rămas dator cu ușile, cu prata ușilor de la intrare. Iar pentru Biserica Ortodoxă de la Sândureni au fost montate ușile și a rezultat o diferență de 2.700.000, am pus 3.500.000 în buget pentru prata, pentru efectuarea plății facturii existente deja în buget. La partea de cheltuieri se rectifică bugetul local cu suma de 260.000 de lei, suma care a fost în excedentul bugetar astfel. Proceduri de achiziție școala Sândureni. Aceste sume, 12.000 de lei pentru a putea fi plătite, trebuie să se regăsească în devizul general. Proceduri de achiziție, adică scoaterea la licitație. Primăria Sândureni și cam toate primăriile angajează un consultant pe achiziție, astfel încât să nu existe nereguli în achiziția constructorului. Noi avem pe devizul general o sumă de 7.200 de lei, dar după câte am înțeles eu, poate fi plătită și comisia care face parte. Am alocat suma de 12.000 de lei, dintre care 7.200 de lei este pentru proceduri de achiziții și aici vreau să exemplific, să arată legătura de către un domn
consultant în proceduri de achiziție, ne-a solicitat 20.000 de lei. Nu am fost de acord cu această sumă, 200 de milioane, pentru că noi, în devizul general, nu am avut decât 7.200 de lei. Sume foarte mari. Să vedem, o să facem o achiziție directă de pe serviciul electronic de achiziție publice, privind suma de 7.200 de lei. Mi se pare o sumă foarte mare, 20.000 de lei. Proceduri de achiziție școala Verșești, analog situației de la școala Sândureni. Adică vreau să spun că școala Verșești, chiar în prima zi de mandat, s-a semnat contractul pentru reabilitare, trebuie scoasă la licitație și la autorizație. Avem toate avizele, doar depunerea documentației la Consiliul Județean pentru obținerea. Deci școala Verșești putem să o scoatem la licitație în orice moment. Suplimentare proiect școala Sândureni. În proiectul inițial a fost, exact cum spunea doamna contabilă, au fost 40.000 de lei, s-au mai alocat 5.000 de lei. Ce înseamnă asta? Proiectare, expertiză, verificări, studii, ridicări topo, studii geo, toate sumele necesare. Deci numai pe proiectări toate sumele. Dar totuși, toate sumele alocate de 45.000 de lei nu neapărat trebuie să fie cheltuite. Dacă îți rămân în buget, ei se vor duce în excedent bugetar pe anul viitor. Construcție grădiniță școală Sândureni, construcție școală Sândureni. Am alocat 27.000 de lei pentru construcție școală Sândureni. Aici, doamna contabilă, nu mi reiese. 27.000 pentru proiectare sau pentru ce? Da. A, pentru proiectare. Pentru doar proiectare. Pentru proiectare, 27.000 de lei. Dar vedeți că contractul este pe o sumă mai mare. Sau 27 să facem. Păi de asta un pic, la școală noi mai avem acolo. Ah, mai avem o sumă, iertați, mai avem o sumă și am dus încă 27.000 de lei. Construcție Sândureni. O să las punctul ăsta la sfârșit. Construcție Cămin Cultural Coman. Sunt alocate toate sumele, ne mai trebuie doar 5.000 de lei pentru finalizare, dar constructorul nu vine să termin pentru că a intrat în insolvență și e o problemă foarte delicată. Și săptămâna viitoare, domnul secretar, împreună să facem toate demersurile de întocmire, de emiterea unei dispoziții, a unei comisie, din ingineri, proiectanți, diriginte de șantier, reprezentanții al primăriei, pentru a se verifica ce lucrări au fost executate și ce lucrări mai trebuie executate. Adică sunt alocate toate sumele prin bugetul local și totuși lucrarea nu se termină pentru că, constructorul a intrat în insolvență. Dar banii s-au plătit? Banii s-au plătit exact pe lucrări care au fost executate, adică nicio sumă. Ceea ce vedeți dumneavoastră în afară, aia de fosa, cum se cheamă, aia fosa, scările, alea nu au fost plătite. Deci, constructorul, după toate calculele, când am calculat, noi trebuie să-i mai dăm 120, 130 bani, 150 bani, nu știu, dar trebuie să-i mai dăm, dar totuși el nu vine. Da? Împrejmuirea Cămin Cultural Coman. Nu știu cât ne costă, am alocat 10.000 de lei și vă spun pentru ce, pentru tencoiala decorativă, pentru că piatra este cumpărată, pentru tencoiala decorativă și pentru acoperiș. Pentru nu știu cât costă, dar chiar dacă sumele nu vor fi cheltuite toate, vor rămâne în buget. Primul gard, împrejmuire parțială, proprietate Cămin Cultural. 2.000 de lei, 20 de milioane, vă spun și pentru ce, pentru că este aproximativ gata, nu știu cum se cheamă, pentru țăpușirea din vârf, floricelele alea, nu știu cât costă, un rău, 52 lei. Am pus 20.000 de lei. Înființare, rețea canalizare, o să stau la sfârșit. Execuție, rigore drum Verșești, pe partea stângă, au fost alocați 50.000 de lei, iar prin această rectificare de buget au mai fost alocați 50.000 de lei. Da? Modernizare, sat drum Verșești, comuna Sândureni. Există o factură care trebuie să plătim societății de PD, o diferență de 18.500, 20.000 de lei, care au fost puși în buget pentru a se termina. Lucrarea este terminată, dar pentru a finaliza plata tuturor facturilor emise de către constructor. O să revin la școala, la grădința Sândureni, la modernizarea drumului de interes local și la înființarea rețelei de canalizare. Eu am vorbit mai mult despre aceste proiecte europene. Foarte mulți bani se vor duce pe proiecte și aici foarte mulți bani și chiar doamna contabilă a fost luni, marți și miercuri, la o ședință la minister și chiar unii dintre domnii primari se plângeau pentru că noi o să cheltuim foarte mulți bani, dar nu știm dacă vor fi aprobate aceste proiecte.
Adică dumneavoastră, și dumneavoastră ați elaborat un proiect, nu se știe niciodată dacă va fi... Și totuși merită. Și totuși merită. Nu, dacă nu spun că... cheltuim bani pentru 10 proiecte și prindem unul, deja da. Ne-am scos bani. Asta vreau să spun. Cu siguranță unul din cele trei... 10 proiecte nu cred că scoatem bani. Nu știu ce fost în proiect. Da, trebuie văzut și cum la 10 proiecte, dacă te rătim, nu spate. Da. Vedem. Există două programe de fonduri europene. Planul Național de Dezvoltare Rurală și Planul Operativ Regional. Uniunea Europeană nu finanțiază două investiții care să fie simultan și într-o parte, și într-o program, și în celălalt. S-a observat că anumite investiții sunt trecute și pe planul operativ regional și pe planul național de dezvoltare rurală. S-a constatat chiar acum, iar în luna mai a fost modificat ghidul solicitantului pe POR. Adică până acum pe planul operativ regional nu s-a depus niciun proiect pe planul operativ. Pe planul operativ regional mă refer la dezvoltarea infrastructurii de bază. De ce? Pentru că s-au văzut, deci se urmărește complementaritatea, adică să nu fie aceeași investiții și într-o parte și în alta. Pe Planul Național de Dezvoltare Rurală, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, avem trei investiții. Modernizarea de drumuri, înființarea de rețea de canalizare și construirea de grădinițe. Și acum, ader la ideea domnului Tebăduș, din trei probabil prindem unul, sau poate două, sau poate trei, dar cu siguranță unul da. Și mă refer la grădiniță. Comuna Sândureni nu are grădiniță în acest moment, nu are clădire de grădiniță. Putem depune pe Planul Național de Dezvoltare Rurală, sub măsura 7.2, se aruncă 500.000 de euro, cu condiția ca acea grădiniță să fie construită în afara incintei unei unități școlare. În afara incintei. M-am gândit, nu știu dacă este bine sau nu, avem o diminuare de pajiște prin ordinul prefectului la Miluță Radu și este o zonă foarte frumoasă și am putea construi o grădiniță pe fonduri europene foarte frumoasă, mare, adică nu avem un teren și atunci este benefică construcția unei grădinițe pe o suprafață foarte mare. Adică va fi o grădiniță minunată unde toți copiii din Comuna Sândureni vor fi acolo. Adică se vor desința toate grădinițele din Comuna Sândureni, inclusiv din Sândureni, Verșești, toate, și acolo va fi funcționa o grădiniță. Și cu siguranță, sunt foarte multe sume de bani pe Planul Național de Dezvoltare Rurală. Am discutat cu un consultant și mi-a precizat că sunt mai multe sume alocate prin Planul Național de Dezvoltare Rurală, construirea de grădinițe, decât prin Planul Operativ Regional. Cu toate că eu am observat pe Planul Operativ Regional sunt alocați vreo 358 milioane. Și el îmi spune, nu, domnul primar, sunt mai mulți pe Planul Național de Dezvoltare Rurală. Noi încercăm, și aici este o problemă foarte mare. Vedeți? Avem aici pragurile de calitate trimestriale pentru sesiunea 2016. Planul Național de Dezvoltare Rurală, sesiunea de deschidere a avut loc în luna noiembrie 2016. Primele proiecte care au fost depuse pe fonduri europene a fost în 2016, luna noiembrie. Dar trebuiau îndeplinite un anumit număr de puncte. Adică 2015, am găsit 2015. S-au depus proiecte cu 85 de puncte, 75 de puncte și toate sumele alocate pe anul 2015, toate proiectele care au avut punctaj peste 85 de puncte, au fost aprobate. Noi, 50 de puncte pentru perioada 25-a 5-a, 31-a 7-a 2016. Să aduci 50 de puncte este foarte greu, să aduci 50 de puncte, este enorm de greu. Am luat legătura cu un consultant, cu doi consultanți și mi-a făcut punctajul. Unul mi-a scos 49,66 de puncte, iar unul 50,33. Avem un coeficient de eroare, de calcul, de un anumit procent și el îmi spune, domn primar, pot să duc proiectul la 50,33, dar va intra, dacă nu-ți va accepta acea eroare de calcul, acel proiect se va duce pe sfârșitul anului, pe raportul anual. Adică, dacă s-au luat proiecte cu 70, 65, 60, 50 și al tău ai 49,6, te duci în următoarea sesiune. Și în următoarea sesiune este
e de 20 de puncte pentru perioada 1-8-30-10-2016. Noi am chemat un proiectant, am făcut licitația, întornim și pe data de 22-5-a, o să avem și consultanța și proiectul, astfel încât când se va deschide sesiunea online, că aici este problema, toate sesiune se vor deschide online. Ai o cerere de finanțare care imediat trebuie să completezi sau să fie gata completată. Și aici a fost și doamna aia, în șase minute s-au terminat toți banii. Deci, în 6 minute s-au terminat toți banii. Pe cei care aveau punctaj mai mare de 65 de puncte. Vă dați seama, în 6 minute. Va fi o situație foarte grea. Noi încercăm pe 50 de puncte, dar banii pe anul acesta s-au terminat. Nu știm dacă există o altă deschidere online, dar dacă va fi o altă deschidere online, tu trebuie să ai proiectul. Că dacă nu ai cererea de finanțare completată, ăla când să ți-o facă tot în 6 minute? Adică trebuie să ai totul completat astfel încât. Și atunci noi am început toate demersurile ca să avem acest proiect. Ne ducem la infrastructura de apă și apă uzată. Există un anumit număr de punctaj, uitați-vă, care îmi spune, dom'le, acum sunt bani. Sesiunea este deschisă pe canalizare, dar nu avem punctajul. Și nu avem cum să depunem proiectul, nu avem punctaj. În această perioadă, 25-5-31-7-2016, infrastructura de apă uzată, 40 de puncte. Deci ce ai mai mult de 40 de puncte? Iar noi, în acest moment, pe canalizare, nu avem decât 37 de puncte. Asta înseamnă în ce? 17 puncte pe populație de apă și apă uzată, 24 de puncte, nu 17, rectific, 24 de puncte, da? Și încă un punctaj de 13 puncte, nu știu pe unde, încă 13 puncte. Adică, ce vreau să spun? Se punctează dacă acea rețea de canalizare există prin anumite fonduri europene, se mai punctează un anumit număr de puncte, sau dacă este infringement, adică dacă este în pericol, ea funcționează și trebuie reabilitată. Adică noi nu avem 40 de puncte. Așteptăm ce se întâmplă, dacă se termină banii imediat, dar eu nu pot să risc. Trebuie imediat să întocmesc documentația și aici. Astfel încât dacă o să rămână bani anul acesta, imediat să depun și eu proiectul, că e diferența de 40-37 de puncte. Am dar să mai câștigăm puncte din alte... Nu, nicăieri. Spre exemplu, se câștigă puncte de la modernizarea drumului de interes local, dacă pe zona respectivă sunt biserici, școli, dar să nu depășească o puncte, două puncte pe edificiu. Punctajul este puțin, cum să zic eu, nu știu dacă este ciudat sau nu, dau un exemplu, pe drumul Mori, legătura dintre drum județean și drumul național, drumul ăla de pasul de metri, la punctaj are 13 puncte. Vă dați seama, un punctaj foarte mare. Și acel drum trebuia inclus în punctaj. Nu s-a inclus drumul de la Veșești pentru că nu se obține niciun punctaj. Vă dați seama că accesarea de care duce nicăieri. Drum care duce. Accesarea de fonduri europene nu neapărat te duci pe un sat unde să zici că faci din punct de vedere politic. Nu poți. Te duci undeva unde se punctează. Pentru că te duci pe drumul la Veșești, s-ar putea să nu ți-ar apropie. Dar te duci pe un drum unde se punctează, astfel încât să poți să... Drumul care leagă drumul localități, niște oameni... Drumul comunal, drumul comunal de dătura un drum comunal. Spre exemplu, drumul comunal care duce de la... Și aici trebuie, peste două săptămâni, o să avem o ședință extraordinară. Nu există în inventar, în monitor oficial, drum comunal, drum național, acum, Mare Ioș. Există drum comunal, Biserica Catolică, care este asfaltat, dar el, drumul comunal este până la Matanea Ioș. Și este drum comunal până sus la Matanea. Iar acel punct... Legătura... Nu, nu e vorba de asfalt. E vorba de legătura cu un drum comunal, drum comunal, drum comunal, se punctează două puncte. Asta e exact... Dar avem un sector de canalizare care lega de curile colectare de jos de la Zucu, și ducea până la farea din grădină. Este făcut, acum e colmatat, nu ar putea introdus ca și... O să respind, da. Puntaj, pentru apă și canal. Aici e problema cea mai mare. Nu mai funcționează. Practic, dar dacă puteam să-l introducem, noi puteam să depunem proiectul și să câștigăm proiectul acum. Nu se poate și vă spun de ce. La Ministerul Dezvoltării spune așa. Nu este vorba că este înfundat.
Deci acea rețea de canalizare nu este la minister ca rețea de canalizare. Lista localității unde a funcționat rețea de canalizare. Deci noi, pe lista de la minister, nu funcționăm. Pentru că ei, dacă vă uitați pe ghidul solicitantului, spune aici, du-te pe WWW afir și spune număr de populație, lista localităților cu proiecte de investiții în apă uzată, neconforme în pericol de infringement. Tu intri pe anexa 9 și vezi că Sândurenul nu este acolo. Dar observ că Belzu... Era lucru că nu era în inventarul comunii noastre. Era, dacă nu este la minister, nu putem. Era la Igoonești. Asta este. Dar ele sunt la minister. Spre exemplu, îi vezi... Și n-am putea scoate cumva de la Igoonești, păi, cum spune. Asta. Dar trebuie să ai pe lista de la minister. Păi nu, și facem în minister. Deci trebuie să fie pe lista de la minister. Pentru că ar trebui să fie, existe acum o stație de purare. Noi avem stații de purare, noi avem niște conduct. Păi a fost și în Grecia. Nu există. A fost, dar a distrus totul. După Revoluție, au fost dat de gunoi. Deci, împădată, când... Asta și Camille, pe aici. Când trustul de construcții industriale, care era acum și civil, au terminat lucrările de construcții la locuri și tronsonul ăla de canalizare și tronsonul de alimentare cu apă, că au fost și alimentare cu apă și era funcțională, așa au fost predate direct la Onești, la ICRAL, sau cum se chema? Apă și canal, la Onești. Deci ei erau gestionari, ei întrețineau, ei exploatau acea instalație. După Revoluție știm ce drum a luat, pentru că nu s-a mai îngrijit nici ceia, nici noi, când noi nu aveam cum, că nu era primărie, dar ea a existat. Nu există să... Adică nu se poate să nu apară undeva... Deci nu există lista de la minister. Ea nu a fost transmisă în inventarul ministerului. Deci ea o evidență clară și nu există. Puteți să intrați pe Planul Național de Dezvoltare Locală, vedeți că aveți lista localităților pe pericol de infringement. Și vedeți că Sândurenul nu este acolo. Adică eu m-aș bucura să fie acolo, m-aș bucura să fac ceva, dar nu este. Ca să încercăm, să căutăm, eu știu, o modalitate de a o introduce. Pentru că ei au fost. În tribunal trebuie verificate modalitățile, au fost, dacă ea nu a fost transmisă, cum să introducem o investiție de 25 de ani? E imposibil, adică să introduci o investiție de 25 de ani care nu a fost transmisă în timp util. Atunci că trebuia să fie transmisă în 91, 92, 93, dar dacă nu a fost transmisă... Poate au greșit ăștia, au încurcat, ce știu, în listele care le-au transmis. Acum modalitățile de introducere, nu știu, dar dacă am găsit o posibilitate, exact cum a fost cu școala Berșești, am găsit o posibilitate, eu m-aș bucura să găsesc. Dacă am găsit un arhiv a celor care întreținea, da, o idee. Și de aici ori dăm mai sus, voi ați greșit în arhiv. Nu vorbesc numai de Sântile. Toate de la Bănești în Coace, și la Helegiu și la Linez, erau la ei. Helegiu nici ei nu sunt. Deci nu este nici felicitări. Dar erau la ei în evidență, ei gestionau. Deci da, așa da. Era sistemul atunci, a predat... Și Ivezi de ce au cu el de ce au? Aici îmi pun întrebarea. O să ne ducem la arhivă, cum spune domnul. Da, deci poate în arhivă, cel dar la ce societate? A greșit. La ce societate să mă duc? La apă și canal, Nicra, Onești. Nu, apă și canal, la domnul Fântână. Da. Canalul e furat. Așa ar fi. A existat proces verbal de recepție a lucrării? Dacă și orice Ok. Mâine o să ne ducem să căutăm la intrat. Adică eu m-aș bucura. Dar știi, pe excelent. Da, e o situație foarte grea cu canalizarea, pentru că ei nu aprobă această rețea de canalizare doar dacă există apă. Eu iar riscăm, există apă, în 2 ani de zile va fi rețeaua de canalizare, adică punem probabilitatea, posibilitatea că, domnule, există investiția apă. De ce să nu mi-o aprobă aia de canalizare? Adică ai banii toți. Într-un an, 2 ani de zile, uitați că am reușit și cu ISU, trecem de într-o parte în alta, dar la diverse. O să-i exemplu. Da? Doamna contabilă mea, modernizarea din comunal Berșești. Nu putem termina investiția pentru că s-a efectuat o expertiză tehnică și pe baza expertizei tehnice trebuie să intrăm în legalitate că această lucrare a fost făcută fără autorizație și
expertul, domnul profesor expert, intrarea în realitate se va face prin turnarea unui asfalt de 4 cm, cu toate când nu lipsesc 4 cm de asfalt. Adică... Umbrura va reveni sau va reveni? Dar ei pun cu totul, ei pun cu totul aici. Nu, ei pun cu totul. Ei când vine expertul nu spune că lipsește uzura sau bine, ei spune să ai 9 cm și are 8,6, 8,7 și atunci pentru 3-4 mm îmi spune să torn... Dacă o mașină de 5 tone, să la asta este. Asta este. E o problemă puțin mai dificilă. Acestea sunt sumele alocate prin buget. Întrebări. Răspund la orice întrebare. Sume... De exemplu, la cum să toarnă asfalt, ar fi bine să facem și canalizare. Chiar dacă nu avem... Aici o să... Știți de ce? Să distruge asfaltul, să distruge din nou alte... și alți bani, altă mâncare de pești. Da, am înțeles, o să le spun. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, suma maximă de alocat este de 1 milion de euro. Rețeaua de canalizare însumează 12 km doar pe comuna Sândureni. Și vreau să spun că nouă stații de depurare, cea mai mică stație de depurare, costă 200.000 de euro. Cea mai mică, 200.000 de euro. Este foarte greu să te duci cu o rețea de canalizare pe toată comuna, care însumează 35-40 de km. Deci rețeaua de canalizare este doar pe Sândureni. 1 milion de euro. Nimeni nu ți acordă mai mult de 1 milion de euro. Înseamnă că apa celor mari să tragem în comă, să avem o canalizare, ce facem cu apa ucată? Dar e șansă. Da, e clar. Da. 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 Vine mediu și... Aveți dreptate, dar nu depinde de mine. Nu, nu, nu. Nu depinde de... Da, dar nu depinde de mine. Uitați, suma alocată este de 1 milion de euro pe apă sau apă. Ce-am putea face? Pe bucățiere, exact cum este. Accesez o dată, termin o dată și continui grupul. Sau să dimensionezi stația pentru proiectul. N-ai, tot nu ți ajunge. Tot nu ți ajunge. Nu poți să subdimensionezi. Duceți-vă. Nu ai cum, pentru că cea mai mică stație. Cea mai mică stație probabil la 5 km, dar e 12 km. Și ei nu acceptă mai mult de 7 km. 7 metri adâncime. După... Deci căderea se dă din țevi. Da. Dacă e mai cădelea, deci un anumit unghi, nici eu nu știu să explic din punct de vedere tehnic. Dar la 7 km trebuie să mai faci încă o stație de repompare, ne-am venit că știi mai bine. Adică 7 metri, pe un faci stație de pompare, începi de la 1 metru, te duci la 7 metri, iar faci stație micuță, o stație de repompare, până se duce la stația de epurare. Și o rețea de canalizare este foarte complicată. Înseamnă că ar trebui fiecare stație să aibă stație de epurare, cred că da. Cred că da. Ceva de genul acela. Cine? Da. Cred că da. Dar uitați-vă pe... Și va putea fi prins în tranșe, să zicem așa? Păi uitați. Facem o dată de Păi numai puțin. Uitați-vă pe acest ghid al solicitantului, da? Care îmi spune pe ultimul punct. Îmi spune și... Am explicat. Dacă... a fost începută prin anumite fonduri europene, ea poate fi continuată și îți spune, îți dă un anumit număr de puncte. Deja există. Poftim? Deja există. Deja există și ți-o prelungești. Deci îți mai dă încă 10 puncte. Tocmai de asta am reducat și o da, ideea este bună. Da. Este bună. Și, sincer, dacă să fiu... Dacă nu există, da, poate să existe și evidența acelui lucru care a fost. Deci trebuie să căutăm la cei care au avut în evidența. Acum, știți cum e? Mergem pe noțiunea de infringement. Ea nu mai este în infringement. Ea e distrusă totală. Și atunci trebuie să aduci anumiți experți în apă și canalizare să vezi dacă există. Deci, adevăr, nu mai există. Dar tuburile există. Rețeaua e colmatată din loc în loc. Dar sunt tuburi băgate, normal, cum se făcea atunci, cu proiect, cu tot ce era de făcut. În 92, parcă, sau când au fost tot la fel viiturile alea pe pierduri, așa, atunci s-a distrus stația de epurare de la Floarea din grădină. Sincer să fiu, această situație, dacă știam aceste punctaje, trebuia transmise de acum 2 ani de zile
minister. Noi încercăm să găsim, dar credeți că ministerul va schimba acea lista localității? Ea e transmisă la Uniunea Europeană. Deci încercăm. Da. Încercăm. Totuși merită până la urmă și încercat. Dacă o găsim undeva, o transmitem ministerul. Vedeți, ați omis-o sau... Dacă se poate câștiga la punctaj, că tot pierdem pe baza punctajului... Dar nu ai unde să câștigi. Nu, aici nu, dar asta îți zice, ne-ar fi să arunca. Că pe baza punctajului toate proiectele cad. Că nu sunt multe din ele cad, cum mână sunt de cauză. Ba, numai de punctaj, ba, nu este adevărat. Noi stăm foarte bine pe punctaj. Deci, pe exemplu, pe drumuri de interes local stăm foarte bine. Aproximativ 50% din comune au 27-37 de puncte. Noi stăm foarte bine. De ce? Pentru că avem drumuri, drumul județean, drumul național, drumul județean, care este 13 puncte. Foarte puține comune au drumul județean, drumul național, 13 puncte. Că am vorbit cu consultantul, domnule, dumneata, ești fericit. La un moment dat el îmi spune că există un coeficient, număr de kilometri de care beneficiază populația, raportat cu numărul populației comune și un raport acolo. La noi e un raport cu cât va crește procentul ăla, vreau să-l duc mai mare. E un puțin un calcul matematic. Adică noi suntem singura comună care la evidența de statistică avem 3787 de locuitori, iar cu drept de vot 3600. Ați înțeles ideea? Nu se poate. 3787 de locuitori și 3600 cu drept de vot. Nu ai cum. Adică avem la nivel de comună decât 170 de copii. Adică nu avem cum. Nu explicăm. N-are rost. Nu explicăm, dar suntem... Adică m-aș duce pe 4900 de locuitori și raportul ăla, dar scade punctajul. Și atunci rămân cu 3700, astfel încât să am punctajul mai mare. Dar maximul de punctaj pe populație este de 2 puncte. Adică indiferent ce fac eu acolo, am 1,66. Mai câștig 1,77 din 10. Sutime acolo, deci... Da, întrebări. Alte întrebări. Spuneți-mi că eu răspund. O idee bună cu... Asta o transmit la minister, să vedem. Care e situația, dar probabil am găsit undeva, trebuie să vină un profesor. O să iau legătura cu un profesor, să vedem ce putem face. Alte întrebări. Notați-vă, în timp ce vorbesc eu sau să prezintă, notați-vă și... Nimeni nu o să-ți dea neaioși bani pentru toată investiția pe toată comuna. Nu, domnule, nu m-am referit la așa ceva. Nimeni nu o să-ți dea. Îți dă pe bucățile și spune, fă o bucățică, fă o bucățică, continui sincer, acum sincer. De unde sincer? Cu comă, nu știu, lăsați să nu le iau și nu mai ești până în așa. A, nu. Adică, dacă am fi știut, dacă am fi știut această situație, făceam o stație mică de eboare, 200 de mii euro, modificam aici 15 miliarde și o continuam. Aveam 13 puncte și acum o depuneam. Dar de unde să știm noi că pe acest ghid al solicitantului sunt condițiile astea impuse, criteriile de selecție? De la pentru că ghidul solicitantului pe POR a fost modificat pe 26 mai. E o situație puțin mai... M-am referit că dacă se toarnă asfalt, nu ne-a vrut ca să studăm de două ori să asfalt. Eu la aici m-am referit ca să fac canalizare. Cum ați explicat, pe normal, asta m-a înțeles. De parte, ca să nu, noi trebuie să asfaltăm și după aia să facem canalizare. Nu poți face canalizarea înainte și după aia asfaltul. Da, dar vedeți, adică să fac cap în cap două chestii. Deci tragem apă pierzi banii la asfalt și canalizarea vine, știi ce? Acum e un lucru mândrăși. Asfaltarea, banii pentru asfaltat îi avem, da? Și ăia la alți mândrăși sunt undeva, mândrăși dacă o fi. Nu? Ce n-are nici să ce să n-ai ce, n-are, nu, ideea este să mergem pe concret, ce avem noi pe concret acum, iar celălalt, domnul primar și cu echipa care este, să se zbată și să facă probleme. Și noi să dăm, să-i dăm voie să plece la atac. Eu, ca sincer, să, nu? Sincer să fiu, e o situație... Acum, Uniunea finanțează asfalt fără apă și canal? Da. Sau că se asfaltează pe buget local? Nu, nimic. Finanțează modernizarea de drumuri locale de interes local. Cum să nu? 1 milion de euro, asta înseamnă 4-5 km. Depinde de... Cât e kilometru de asfalt? Cât e kilometru de asfalt și, pe exemplu, dacă te duceai pe Verșești, nu poți să faci 4-5 km, că trebuie zidul de sprijină. Dacă te duci într-o zonă unde nu necesită zidul de sprijin sau poduri, te poți duce pe 4-5 km. Și au fost incluse. Adică vreau să spun că nu au fost incluse sate, exact cum se spunea în campanie, din punct de vedere politic. Nu.
a fost introdus drumul de la Bâlzurești, pentru că face cam cimitirul în capăt și este două puncte, biserică și drum cimitir, legătură drum național, deci drumul de la Bâlzurești, a fost introdus 1,2 km la Stuflu, a fost introdus drumul de aici din sat de la Deal. Aici este o problemă cu drumul din sat de la Deal. Mai sus pe la Costicuță, pe la Iurișca. A venit proiectatul, așa spus că nu poate să facă acolo proiect, pentru că s-a îngustat drumul 3 metri, iar conform normativă, un drum minim este 4 metri, acostament e 30 și cu șanțul, un trebuie. Pe proprietate, omul a ieșit cu gardul în drum. Va fi o situație. Și a făcut decât ridicând topul până... Du-te, mă, ta și strică, gardul să vezi ce ai să pătezi. Poate să vezi ce ai să pățesc. Dar și... cum s-ar putea? Ar putea proprietarii să cedeze printr-o metodă legală? Adică ei problema vor și drum și drum nu se poate. Poți. Executabil. Te duci și strici gardul. Prin executabil. Pentru că pe conform hărții din 91, drumul ăla are 4-5 metri. Te duci pe haltă și vezi că e 5 metri. Trebuie făcut ceva. Spui neni. Neni, vezi că drumul aici este de 4-5 metri. Că tot ei sunt nemulțumiți că n-au drum. Tot ei au intrat abuziv asupra drumului. Da. Și acolo se încusează, dar restul lumii, nu? Restul drumului e ok, se încusează doar în punctul ăla, nu? Dar nu este un punct, este, sunt mai multe puncte, aici este problema. Că nu este un punct, toți sunt la deal. De sus. Deci de acolo începe să se da, tot până la Nicanor, până jos, toți. Iar cei Niță, domnule, e dezastru, a intrat, a lăsat 3 metri, a ieșit cu gardul în drum. Trebuie luat o măsură, ceva. Că altfel, iar cădem la toate proiectele, că nu le dar nu este vorba de cărți proiecte. Iar este a doua oară când explic. Deci drumul ăla nu înseamnă cu puncte. Deci drumul de aici, de la, din sat, nu se punctează cu nimic. Se punctează drumul de la județean, drumul național, se punctează drumul de la Buzurești, se punctează drumul de la Stufu. Deci sunt anumite categorii de drum care se punctează. Deviat la ordinea zi. Ok. Domnul Păci, dacă mai aveți întrebări. Mai sunt discuții? Dacă mai vrea cineva să mai zic ceva, dacă nu, punem acord. Ce e de acord? Împotrivă? Abține? Dacă nu, dacă punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de execuții, rigole și acostament drum sătesc 0800 sat Veșești, partea stângă a drumului. Inițiator primar. Deci investiția modernizare drum Veșești de pe partea dreaptă este finalizată și pentru că anumite persoane de pe partea stângă sunt foarte jos față de nivelul drumului, trebuie făcut ceva. Am luat legătura cu un proiectat și am întocmit un proiect cu domnul Rupeș. Cu domnul Rupeș. I-am spus, domnul Rupeș, dați-mi o valoare cât mai mică a proiectului. Și ce proiect? Da. O valoare cât mai mică a proiectului, dar eu nu am înțeles, și vă dau cuvântul meu nici acum, nu înțeles cum a ajuns el la această valoare atât de mare. O valoare foarte mare. O să vedeți că pe perioada celor 4 ani de zile o să răspund la orice întrebare, foarte pragmatic, puteți să-mi puneți orice întrebare și cu 500 și pe ori vă răspund, unul greșesc, îmi cer scuzele de rigoare, dar aici mi se pare o valoare foarte mare. Eu sunt nevoit ca această investiție acum să o realizez cu ajutorul social, în regie proprie. Pentru că valoarea mi s-a dat foarte mare. Eu nu pot suporta din bugetul local o valoare atât de mare pentru niște acostamente, adică pe distanță de 750 de metri, proiectantul îmi dă acostamente de 1 metru. Adică pe toată lungimea încă un acostament de 750, care necesită 15 cm beton, asta înseamnă 300 de metri cub de beton, 5 cm de nisip, o forie și plus beton. Pe urmă, niște rigore la... Dar cine mai sunt alte societăți de proiectare? Mai sunt alte societăți, dar de unde să știu? Că prima dată nu spune valoarea lucrării. Sunt alte, vă duceți că...
Păi, dar nu mai cum dacă ai încheiat contractul cu el, da. Nu mai ai cum. Nu, am dat un exemplu. Sunt toate. Deci, care se lucrează, nu poate. Deci, nu e depus mai sunt. Domnul Dumitru, nu ca valoare de proiectare. Valoarea de proiectare este foarte mică. Nu valoarea de proiectare. Deci, valoarea de proiectare mi-a cerut 54 de milioane, oameni buni. Foarte puțin mi-a cerut pe valoarea de proiectare. Duceți-vă și aduceți toate proiectele de proiectare. Nu să vedeți câte proiecte mi-a făcut 54. Te mulțumesc la mea. Deci o valoare foarte mică. Valoarea lucrării. Valoarea. Adică i-am spus, dacă eu, noi am turnat un asfalt pe 800 de metri cu 7 miliarde de 500, cum să-mi dai dumneitare o valoare atât de mare? Ce valoare? 5 miliarde de 200. Cât? 7 miliarde de 500. 7 miliarde de 400. O valoare foarte mare și i-am spus, domne, dar eu nu pot. Poate greșe, domnule. Nu, poate greșe, domnule, 500 de milioane și ceva. Domne, nu a greșe, că i-am spus de 10. Ok, extraordinar. Dacă luăm în considerare datele tehnice, așa spune și. Proiectul care s-a făcut acolo, m-am uitat acum puțin pe proiect, chiar discutam că nu găsăm valorile și nu le-am găsit. Problema este că include foarte multe lucrări de sprijin, lucrări de... Da, e adevărat asta. De, adevărat. Și lucrări de consolidare. Da, consolidare. Care necesită armături, betoane, rigole și se duc. Deci valoarea este... Probabil că el a dat valoarea... Deci e divizia în general. Da, dar valoarea... conformitate cu normele tehnice, pentru că lucrarea respectivă trebuie să reziste. Trebuie să reziste în timp. Și atunci, dacă nu se face conform normativelor tehnice și respectând anumite criterii tehnice, atunci la prima viitură sau la una mai așa, să întoarce și să spală câte de sub. Nu toate lucrurile vor nu văd, decât acostamentul. Eu nu văd vinovăția domnului Lupeșu. A, nu am văd de vinovăție. Pe cât o văd al lui Ivedo, Bodo Ives, sau cum îi chema. Primul proiectant care a executat acea lucrare, el nu a văzut în ce configurație este drumul. Da. Nu a putut să dea soluții tehnice altele decât odată pe asta. Aș vrea aici, să spun aici, aici soluțiile tehnice, să știți că sunt de acord acum. Doi proiectanți dau aceeași soluție tehnică. Și drumul de la Sândor, Coman și drumul de la Berșești. Un inginer, un proiectant de drumuri, păstrează zestrea drumului. Deci prima condiție este de a păstra zestrea drumului. Nu se compară zestrea drumului care e de 10-15 ani, cât este de bătut, cu ceva ce vii tu. Mai mult de atât. Pe concavitate și convexitate, da? Ei trage un profil longitudinal și își păstrează acea pantă de 50% cădere. Dacă vedeți la Verșești, avem cădere la drum. Deci acel drum este făcut pe normative. Adică am o cădere, nu știu, de 10-5% pe anumită lungime. În momentul când, dacă dumneavoastră uitați-vă de la școală, vedeți că el coboară. Se pleacă de la școală și coboară. Adică e făcută panta. Deci ei respectă panta. E o dungă roșie și un profil longitudinal, care el trebuie să o încline pe 50%. E adevărat că în anumite porțiuni și are dreptate neonică, unii putea să mai iau puțin din convexitate. Și spun, la Nuțu, la Vasile Mica, ar fi putut să ia puțin. Ar fi putut lua puțin la Georgel. Dar în general, gândindu-ne Motoca Dorina, e jos. E jos. Întotdeauna a fost jos. Dar Geta lui Popovici a fost jos. Adică... Dar acum e și mai... Și ce să faci? Da. Pentru că el trebuie să-i păstreze. Deci eu le dau dreptate. Deci orice drum, 20 de centimetri, trebuie să pui încă balastul că 20 de centimetri. Astea sunt normative. 20 de centimetri. Prin acel 20 de centimetri, spre exemplu, acum, se mai pun încă 17 metri de asfalt. Deci 20 și cu 17 centimetri. Sunt 37, sunt 40 de centimetri. Păi vedeți? Dar rezistența drumului. Acel drum nu este făcut pentru mâine. Adică dumneavoastră vedeți, rogi, să se ia tot balastul de pe drum, să rămână jos pământul și să vii cu 20 de centimetri balastul? Nu, niciodată? Nu. Stați un silnul primar. Ei s-au scuzat foarte repede. Din punctul meu de vedere. Pisa a fost balastieră, s-au cărat ani de zile, zeci de ani de zile s-au cărat balastru mereu din fiecare mașină.
Nu putea să zică că ia dezestea drumului dacă rădea 20 de centimetri în pantă, dacă rădea 20 de centimetri pe undeva pe la Vravi, în ultima curbă, în loc să mai pună. Ați văzut ce am pățit la Bârsan? A ras acolo și acolo este pungă de apă. Și vedeți că se strică în continuu? Domn primar, acolo e de la canalizare, de la șanțul care s-a băgat tubul de apă pentru... Ați văzut acum, acolo e pungă de apă. La intrarea în sat. Deci acolo unde vedeți că se lasă, e pungă de apă. Și atunci străzile când se fac în când deschis fără un strat de balastru, fără zestre, cum se fac? Nu există, nu există, nu există. Cum să nu există? Nu există așa ceva acum. Nu mai există, niciun poetan nu face așa ceva. Și străzile, autostrăzile, tot ce se face în câmp, cum se face? Un metru jumătate de balastru se pune. Păi da, radem, punem balastru... Păi nu radem. Îi dăm convexitatea, îi dăm profilul longitudinal și punem un metru jumătate sau 2 metri de balastru. Și primul vin cu stratul ăla de 20 de centimetri. Haideți să vă spun acolo la Bârsan, Anton, ce s-a întâmplat cu ăsta. Era primar. Deci acolo când s-a cărat palastul de la școală în sus, fiecare punea mașină de balast deasupra și un pic să nu-i venea deasupra. Dacă acolo faceți un sondaj, vedeți că aveți 60-70 de centimetri balast. L-am tot Bârsan în partea aceea. Adică de acolo în sus tot trosonul ăla. Și acum dacă ridicați acolo, cum a zis dumneavoastră, omul ăla, dau un exemplu, Bârsan, ceilalți care mai sunt, cum intră ăla? Nu depinde de mine. Nu, știu, nu, dar zic ca chestii, omul. Deci, noi discutăm degeaba. Păi, tantul, a fost un poet, trebuie respectat. Da, adică, dau un exemplu, în fața școlii, a las cât 10 cm. Atât de bine. Atât de pământ. Adică, el nu se riscă poetantul. A venit domnul Adumitez, că a făcut și vreau să cu el. Ok, a făcut, el a făcut poetul de la drum de aici. Adică, eu nu am nicio putere. Nu am nicio putere să-i spun, ia din palat. Pentru că el nu semnează. Este poetat de drum. Da, dar el rade un metru, pune 70 de balastru sau piatră concasată și mi-am atins un nivel până la urmă. Dar nu este vorba de nimic. Este vorba de zestrea drumului, ca antenul păstrat. Este vorba de zestrea drumului. După mine nu. Drumul nu-l facem pentru oameni. Dacă le intră apa în curte, nu au șanțurile făcute la nivel cu drumul, din curți nu se mai scurge apa în șanțuri. Adică, în loc să fie ceva util, îl facem ceva... Păi nu înțeleg ce vă să spuneți. Pentru că orice drum are șanță. Dumneavoastră, păi ca să-i apriviza că nu există șanță? Nu. Păi dar nu există ce dacă acel drum are... foarte mult. Șanțul se face după drum. Șanțul se face după drum. Adică o trezele rămân jos. Asta se întâmplă pe toată Valea Prisecii, pe partea dreaptă. Păi șanțul mai înalt decât curțile. Pentru de ce? Pentru că nu este făcut după profile longitudinale. Adică, toți sunteți meseri, e o cotă de nivel. Profilul longitudinal înseamnă așa, nivelul se pleacă de la un nivel 20 și trebuie să scad pe o distanță de 5, să zicem un kilometru, trebuie să scad 20 de centimetri. Eu dacă plec de pe 0, eu trebuie să am o cădere de minus 20 și atunci îmi dă căderea de 5% sau 10% conform normativelor. Deci, dau un exemplu. Unde spuneți dumneavoastră apuisată, nu este făcut după profile, de asta nu avem cădere. Adică nu s-a pus balastul, nu s-a rectificat. Ai dreptat și domnul Trepăduș. Dom'le, acolo unde decât să fii cu 80 de centimetri, mai bine ia 20, până aici decât 40. Că nu poți să pui atât de mult sau să iei atât de mult. Acolo unde îți permite. Dar trebuie neapărat profile longitudinale, astfel încât căderea să se realizeze. Și nu dăm o cădere din noi, după anumite normative, de 5, 10, 6%, cât prevede normativele. Adică... Nu știu, chiar dacă ar fi mai scump, se sapă mai mult, se pune piatră concasată și ajunge în nivelul dorit. Ar costa mai mult drumul. Pentru că totuși drumuri, asfalt, se toarnă și în câmp deschis. Și atunci când îl toarnă în câmp deschis, ce face? Pune balast. Sapă, pune balast, piatră concasată, toarnă asfalt peste. Până la urma urmei, lucrarea, dacă am turnat asfalt, nu-l mai pot coborâ niciodată. Vreau să spun totuși ceva. Acum, sunt unele, nu, părere personală, da. Sunt unele cazuri izolate și nu ai ce face cu acele cazuri izolate. Adică, doamna Geta Popovici, e o situație, un caz.
Dar nu sunt, să generalizăm. Întotdeauna doar agenta, acolo chiar m-am dus să măsori cât este domnul ăla. Cu asfalt, tot 40 de centimetri. Deci eu am, spuneți, cât te-am trimis pe tine. 40 sau 50? Aia, nu, eu, 60, într-un loc. În partea aia, altul e 40. Deci ascultați-mi, deci 40 de centimetri. L-am trimis, adică ne-am ridicat mai sus 40, dar vedem că diferent... La 40 vine la geta în partea de la vale și în partea de la deal acolo s-a ridicat cu 20. Deci nu a fost toată. Deci drumul a fost în finanță. Iar fost în gaură. Eu sunt nemulțumit la Motoca, să știți. La geta un povici nu, pentru că am văzut că sunt 40. Acolo, la, sincer să fiu, la Motoca, cred că se găsea un 60 digulată de geta. Cred că se găsea o soluție, doamna Dorina. Au fost 40. Adică am impresia că acea cădere e puțin mai mare decât prevede normativul. Căderea de la Georgel până panta aia. Eu nu mai refer strict la un anumit punct. În general, proiectantul spune, am, nu pot distruge desea drumului, trag o linie, am dat panta, am pus balast pe dâmp și la revedere. Am învățat. Cam așa zice proiectantul, până la urmă urme. Deci da, nu am nicio putere. Deci eu cum să vă explic, n-am nicio putere de poeta. Deci eu nu pot. Poate că nici eu nu sunt specialist în jurnalist. Deci primul rând nu sunt specialist. În concluzie, da, despre a tehnică și ca să adică eu încerc să explic, dar vă vom nevoie. Nu sunt specialist. Sau ce proiectam, dacă aduci aceeași chestie, spune și acel proiect. Mai mult aduceam temelor de cercetare. Când vin proiectanțul ăsta, dați-le temă de cercetare. Și după aia, trageți la răspundere cum au făcut proiectul. Deci, spune-mi și cum am vrea noi, cum am dorit noi să fac, numai cum vor ei. Da, cam asta ar fi problema. Eu zice, să deci, fiu noi acum, acum, ce am și părerea. Eu zic, sigur. Așa cam așa observați. Și vă spun de ce. 3.300.000 balastul și cu piatra asfaltă la Berșești, 3.300.000, exact aceeași sumă, pentru asfalt. Și 800 rigore. Adică, a spus, turnăm asfalt fără a respecta normative, cu bani puțin. Dar rezistența lui în timp, scade. Ce facem? Scade. Scade. Și atunci, dau un exemplu. Pe la Andrei Gherghe, și sunt curios cum vor face acolo, la tine, da? Am căderea. Am cădere. Am un profil longitudinal aproape corect, o linie dreaptă aproape corect. Să vedem cât mai vine cu rectificări. Adică acolo un calcul simplu arăta că asfaltul ăla pe 400 de metri e 4 miliarde. Dar oricum va fi mai mult. Drumul tare acolo. E drumul tare. E drumul tare și noi ca să fie... Acum să vă zic și eu ceva. Te-am spus cu asfaltul la Berșești, nu-ți dea. Da. Dacă lăsa asfaltul ăla cu jumătate metru mai jos, credea șantul. Partea de la deal, tot pământul vine în asfalt. Proiectantul ăla nu-i ceva. Un proiectant. Ca să vă gândiți la treaba asta. Trebuia făcut zid. Eu dați spurgeri la șant, asfaltul și spurgeri partea de la vale. Dar dacă îl lăsa cu jumătate de metru mai jos, toată râpa de acolo unde a stat, și acolo tot vine în șant și în asfalt. Chiar dacă se vârstă mai mult, facem puțin și pun neavasele. Iurea, vine pământul, cobor mai mult, vine mai mult pământ în șant. Uitați că tot pământul la deal nu e acolo. Eu dați spurgeri ca lumea în șant. Nici un gram de apă nu vine la bal. Poate la bal nu vine apă în loc. E greu, mai ridicat-o. Nu m-a ridicat, e bine așa. Păi da, dacă la jumătate, acum mă greșe așa, dacă ridicai, nu mai crede loc pământul. Dar nici așa nu vine. Aș vrea totuși să spun ceva. Aș vrea totuși să spun ceva și cred că... E bun asfaltul. Nu am mai vrut, ne legăm și vorbim. Haideți să spunem. Haideți să spunem. Și el m-am certat cu el și eu nu puteam să... Haideți să nu mai întâmpi noțiuni în tehnice. Că nu, nu, dar nu știm noi noțiuni în tehnice. Haideți să nu mai întâmpi noțiuni, că e penibil. Adică mă întrebați cu mine de normal. E penibil și ne-ai unicare de fapt. Dar haideți să nu mai întâmpi noțiuni. Și vă dau un exemplu. Să nu mai întâmpi noțiuni tehnice. Spuneți-ne eu de câte ori. Uitați-vă, de câte ori am fost să schimb profile longitudinale cu câți proiectanți și cu câți topometriști am fost acolo. Da, da, da. Deci nu mai pot să nu merg câte ori. Deci m-am certat pe viață și pe moarte acolo. Nimeni nu vrea să schimbe. Nu vrea să schimbe. Nu. Nu vrea. Eu am o anumită cădere și vreau să spun. O chestie ciudată la mata. Dar era acolo. Toți știm. Știți cum este căderea? Cum credeți că este căderea apei? De la Nea Ion înspre școală sau invers? Nu, de la Ion la Val trebuie să aibă o cădere, de la Ion acolo, partea aia, cu altă cădere. Altă cădere, așa am zis și eu. Cum este? Partea. Proiectantul o dată îți primire. Ei, și cu gata, tocmă, până la Valii. Am lăsat să fie mic. Da. Da, spune-ți-a. Mai sunt discuții, nu? Nu, 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 nu
Cine de acord? Toată apa. Punctul 2. Merge un kilometru în loc să meargă 10 minute. Sunteți de acord? Da, mai tare. Da. Împotriva? Abține? Nu. Mergem la punctul 3 acum. Aștept de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru trimestrul 1. Așteptăm să vedem. Deci la următorul punct. Așteptăm pe doamna. Deci la punctul 4. Deci la punctul 4. Urcă, este cu defalcate. Spre exemplu, la 0402 avem un plan de 199.250 și avem realizat 224.913. Datorită depășirilor am putut face și rectificarea de buget prin suplimentarea veniturilor. La impozite și venituri pe proprietate am avut 75.250 și am încasat 116. Deci la majoritatea capitolul avem depășire la încasări față de planificat la nivelul trimestrului. La alte impozite și taxe pe bunuri și servicii, aici avem 855 și am încasat 807. La vânzări și din bunuri și servicii care cuprinde taxe de timbru, taxe, venituri din amenzi și multe alte taxe speciale, avem 26.000 planificat, am încasat 30.260. Deci, în mare parte, contul de execuție la venituri este realizat cam de 100% la nivelul trimestrului. La contul de cheltuieli, o să vă mai informez un pic cu veniturile pe salubrizare. La salubrizare avem de încasat pe, la trimestru 28.500 și am încasat 33.615. Deci și aici avem o depășire față de planificare. La cheltuieli nu putem să facem un procent datorită cheltuielilor care sunt pe subvenții de la bugetul de stat, unde nu am folosit, am face procente și nu ne-ar ajuta la nimic. Pot să vă spun pe capitole așa, spre exemplu, la capitolul 51 la autorități publice, am avut un buget de 196.300 și am cheltuit 141.265. La capitolul 61 am avut un buget de 12.370 și am cheltuit 9.857. Deci aici este clar că suntem totdeauna sub buget, că nu putem cheltui mai mult decât avem. Deci cheltuielile sunt mai mici decât creditele programate. La capitolul 65 avem doar partea de investiții. Avem niște tichete pentru grădinițe, despre care știți probabil. Încă nu s-au folosit. De-abia luna asta am început să le achiziționăm. Deci avem buget de 39.000 din care nu am cheltuit nimic. La capitolul 67 am avut credite trimestriale de 93.010 și am cheltuit 23.748.
la capitolul 7002. Aici vorba de alimentare cu apă, unde avem credite foarte mari și nu am cheltuit decât 15.800. Și s-au cheltuit niște bani cu reactualizarea avizelor și ce mai e de făcut acolo. Și cam atât. Deci, per total, cheltuieli avem 2.235.350, din care am cheltuit 391.777. Dar v-am zis, diferența asta așa de mare este de la apă și de la drumul de la Comar, unde avem credite și nu sunt folosite. Că, în general, suntem pe lung. Deci cheltuielile sunt făcute așa cum au fost programate ele. Cu excepția la astea două investiții, unde avem creditele încă în buget. Cam atât este. Vă mulțumesc și eu că mai ales. Nu mi-ați semnat? Mi-ați semnat? Mulțumesc. S-au realizat mai mult decât trebuie. Și s-au vorba va fi la... Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat să încăzat așa? Cât e rezidențial și rezidențial? Nu, eu bănuiesc ceva dacă nu fie adevărat. A spus planul prea mic ca să creșteți foarte de mult. Că am fost stat același plan. Nu uitați. Bugetul... Vreau să știți că bugetul pe sumele anului... Mulțumesc! Nu, nu, las pe asta așa. Fără... Mai sunt întrebări? Să o punem la vot, da? Împotriva, abține. Am ajuns la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategică de dezvoltare durabilă a Comunei Sanduleni 2014-2020, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. În anul 2007, pe primul ghid al solicitantului, adică prima perioadă de accesare a fondurilor europene, a fost realizat o strategie de dezvoltare intercomunitară, iar pe perioada 2014-2020 era elaborată altă strategie pe baza programului operativ regional și a planului național de dezvoltare locală, conform axelor prioritare existente pe planul operativ regional și a investițiilor pe planul național de dezvoltare locală, adică toate sunt măsuri incluse în program. Strategie. Fără această strategie nu putem accesa fonduri europene, dar în același timp nici societățile private nu pot accesa fonduri. Și atunci, cam toate părintele sunt trecute aici. Am să vă explic mai multe. Întrebări? Domnul secretar, dacă mai aveți ceva ce să vă întrebați cu strategia? Dacă mai aveți ceva. Ședința pe comisia nu sunt dar pe comisie. Pe comisie nu am doar discutat și eu cu comisie. Sau nu știu. Da, eu... Hai, mai au. Ok. Da. Supunem la vot, da? Cine e pentru? Împotriva, abține. Și ultimul punct acum, proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local. Consiliul Local și Primăria Comunii Sanduleni, inițiator primar. Nu am utilarea, m-am dat totuși văd un pic. Conform ordonanței Guvernului numărul 80/2001, privind stabilirea unor normative, pe articolul 6.2 din anexa 3, se precizează că avem o cotă, am avut o cotă de 75 de litri consum benzină pe un an, pe o lună. 75 de litri.
o cantitate foarte mică raportată la numărul de kilometri și la toate problemele care au existat. Pe data de 3 noiembrie 2015 s-a emis o lege, legea numărul 250 și 258, care precizează anumite cheltuieli de protocol, dar în același timp nu spune nimic de carburanți. Și aici vreau să nu spune nimic de carburanți, dar nu spune nimic de carburanți, dar spune punctul 2 din anexa 3 articolul 6 se abrogă. Încă o dată, conform ordonanței 80, se spune că acel consum este de 75 de litri, vine legea 258 care spune cheltuieli de protocol cu telefoanele, mobilă, fixă, servicii, care vor fi aprobate de Consiliul Local, dar la următorul punct spune se abrogă articolul 6 din ordonanța 80. Asta înseamnă că aceste cheltuieli se lasă la aprobarea Consiliului Local. Nu, asta nici aia 75. Eu aș fi aia 75 și ne-a dus pe noi să apropiem. Deci, consumul, eu de la domnul Dumitru Vasile, când am preluat, am preluat cu număr de kilometri 68.000, acum chiar, sincer să fiu, nu știu că sunt 180, dar chiar să notăm acum de când am preluat mașina. De două săptămâni. Acum 4 ani. Poftim? Ați preluat-o cu 4 ani. Acum 4 ani de zile. Nu acum. Acum, da, în următorul mandat. Da, pentru următorul mandat. 4 ani de zile. Și... Acum trebuie luat altă mașină, nu vreau să spun. Poate de benzină. Să aveți grijă la distribuție, să schimbați distribuția. Am schimbat, am schimbat. Am schimbat. Deci propun... Am schimbat mașină, ce altceva citit. De asemenea, propun pentru 1000 de lei pentru cheltuieli cu serviciu de telefonie, 500 de lei pentru cheltuieli de protocol. Și aici vreau să spun, aceste sume, această sumă de 500 de lei lunar, o să spun ceva. Vin în inspecție, vin în control, anumite organe de control de la diferite instituții. Trebuie să strângem, să facem chetă, strângem un leu, 2 lei. Când te duci să iei o pungă de stix, o... Și am aruncat 500 de lei lunar. Care e mire, că nu am nimic. Nu o poți. Asta e mit, doamne. Și cum? Oricine mit acum, nu mai contează. E pungă de stix, nu? Nu? Organele de control își fac treaba. Chiar dacă îi dai tot. Da. Organele își fac control. Spui și mai sunt întrebări, mă, da? Tu punem la vreo acest punct. Cine e pentru? Îndarea caselor din comun. Și poate și... Da, e o situație foarte reală acum. Am prins trei inundații de o primare. Și avem de învățat foarte multe din astea trei inundații. E situație foarte reală pentru că... Domnul Vasile să ne încăște mai bine. 3-4 case nu au acceptat lărgirea canalului. E o situație foarte grea. Cum te duci tu acum să lărgești acele canale la Țugra, la Cioancă, la aia? Cum te duci? Sau nu știu câte case grea. Deci cum te duci să lărgești deci, acele canale? Deci chiar dacă nu se schimbă acolo, știți ce ar trebui? Un bot, un pic oblic, de 4 metri cel puțin și l-au preluat toată apa. La ulau, acolo, da. Apa cum ajunge în zonă, îi preia și îl duci. Și mai este alte chestii, altceva lucru. Deci fiecare, de exemplu, cred că nu s-a curățat canalele astea niciodată. Sunt ajutorul social care se poate tăia răchitele. Chiar curățăm tot canalul. Să curățăm tot canalul și chiar răchitele care au în dreptul fiecare fiecare să stai, mă, mă, că lemnul ăla. Asta da, asta trebuie făcut. Sau, de exemplu, dacă ziceți că la podul, adică drumul spre pădurii se va moderniza, acolo la Gigel, tot așa, un pod de vreo 3-4 metri, ca să preia apă, să nu-l strângă, să nu-l gâtureze. Ar fi nevoie de 3 poduri... Dar înainte, după modul ăsta, nu vreau de canale mari. Păi, doamne, dacă podul preia apa, nu, 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 zice. Nu, nu, nu aveți dreptate și dacă îmi permiteți, nu aveți dreptate.
Avem un canal de un metru și înălțime, da? Pe acel canal este calculat un debit de apă de 1000 de kg de apă. Că am luat agricultura cu un păritan și am venit și eu cu aceeași idee ca spunea. Și mi-a spus că nu ai dreptate. Mie mi-a spus și vă spun și dumneavoastră. Deci, apa, dacă apa pe un canal lat de 7 metri și înalt de 10 metri, curge un debit de 5.000 de metri, dau un exemplu, 5.000 de metri pe secundă, pe un canal de 1 metru și 2 metri, acea apă de 5.000 de metri, 5.000 de kilograme, mai poate intra pe acel canal? Niciodată. Pentru că imediat va ieși din canalul ăla. Nu aveți dreptate. Deci, ca să putem să preluăm apa de radial care vine pe, cu o cantitate de 5.000-10.000 de metri lineal, el va trebui să intre tot pe un canal de 10.000 de metri lineal. Nu poți să duc apa pe un canal de 1.000 de metri lineal de apă. Dacă noi rezolvăm totul, se rezolvă și cu canalele. Am vedetat. Și atunci e o soluție cu aia, dar trebuie găsită și soluția de lărgire. Eu nu zic că nu e o soluție, dar cum lărgim? Dacă proprietarul nu vrea ca să lărgim, îl spală fundul meu. Poți spune pe rigorul sat, trebuie să-l întâmplă, dar pe 2-3 oameni nu vor. Păi da. Li se distruge proprietatea. Ce se întâmplă? Asta au fost. Ce se întâmplă? N-au vrut să facă lărgească canalul și acum întreabă. Dumneavoastră ne-ai văzut pe asta, dar ei să aibă o grădină. Cine a făcut regula? Stau cu case pe lângă. Exact acolo stau. Stau de vot acolo, deci canalul... Lucrările de regularizare sunt începute din Buzească de sus și s-au făcut până la Revoluție. Deci au venit până la Cherecheș sau cam așa ceva. Până la Soca, așa. După aia au venit Revoluția, au luat, au desființat Oca, cum îi spune? Așa s-au desființat Oca. Și au luat Dragina de acolo și au plecat mai departe. Deci au mai fost intenții de continuarea regularizării până jos la district. Nu s-au găsit bani, nu s-au găsit nu știu ce, și au rămas așa. Au fost iar o intenție și spre proiectare, odată cu asfaltarea. Și atunci vreau să lărgim acolo, să propusese și redicționarea, sau cum se mai cheamă, repoziționarea podului de la Olaru de acolo, da. Dar tot la fel, datorită banilor, datorită lipsurilor de fonduri, datorită schimbărilor frecvente care au fost mereu dintr-o parte în alta și lucrurile au rămas așa. Propunerea la domnul Mare este o propunere foarte bună, trebuie luată în discuție și căutat soluții în continuare tehnice, adică convinși oamenii să dea voie că acum sunt mijloace și de la primărie. Că lucrările alea de lărgire, până la urmă, se pot face și cu mijloacele noastre. Problema este să ne dea voie să intrăm acolo și ar fi mai greu de realizat lărgirea podului. Podul sau... Trebuie bani pentru casete, pentru că acum sunt mijloace. El merge până la Frăceanu, la Frăceanu se potignește, strada și după aia e problema. Da, o lară și la... După aia, după pod, nu tot inundat, a fost tot la vad din pod. Nu, dar podul, dacă se reface, se face un lucru, se pleacă apa... După aia, când o crăpa barajul, da. Dar aici, ai, când curge fluid, eu, când ai fluid, dar iar ce? Trebuie făcut canalul și continuare. Pe lângă... Ce mă faci? Podul, dacă nu faci canalul? Pe lângă dimensiunea canalului, referitor la sărci, multe inundații se întâmplă continuare, rămân. Un copac care ajunge, blochează cu alte resturi și aceeași probleme cu turluiul. Da, să încercăm să tăiem oamenii de la oficial. Cât îi dăm fluiditate mai repede, nu se mai ajunge atâta apă. Am tăiat Neonică se ocupa de aici, în partea asta, la podul Vlad. Neonică o tăie toate spindele. Deci s-au mai tăiat, adică încercăm să tăiem. Săptămâna trecută. Săptămâna trecută. Să vedeți cât de greu să faci un pod. Adică în ce sens? În ce sens? Cum se face? Că constructorul imediat îl face. Dar câte documente trebuie? Și la un moment dat, avem un pod de la Ferențe, la stufă. Și cred că nu și-o da seama. Dar acum spune Neamiru. I-am zis, bă, Neamiru, caută-mă ta un proiectant. Vezi ce avizii trebuie, vezi ce trebuie acolo, vezi ce trebuie să faci. Și mă sună, vă, eu dar ce trebuie pentru podul ăla? Și întreb, dar ce-i terminat eu? Și numai când au auzit, foarte greu. Deci proiectarea unui pod, cred că durează, nu știu,
Foarte mult timp. Așteptăm la altă inundație. Dacă nu se poate la nu așteptăm. Ne-am început al doilea mandat și vii cu cât contează. Nu se poate. Deci încă în primul rând ar trebui să venim cu o soluție concretă. Dar am zis soluția, asta e soluția. Ne-a Iorza, numai puțin. Revin iar la ce am spus Neonică și revin și aia. Nu mă ne mai băgăm pe termeni tehnici. Deci acolo trebuie să vină cineva să dea o soluție, nu dau eu sau Marta. Soluție corectă care ai spus-o este de tăierea răchițului aia, e ok. A doua soluție corectă, a spus-o Neunică, mai lărgim cu utilajele ce putem. Dar soluția tehnică de pot, nu dau eu sau Marta. O dau în ce? Păi propunere și venim cu o soluție, venim cu un inginer să vedem. Adică un proiectant. Nu pot eu să-mi asum să zic că fac un pod. Nu? Am ajuns la concluzia că eu dacă fac un pod acum, toți banii aia, dacă nu este corect și alea la suflu, nu să vă încălziți. Nu știu. Care e că s-a făcut? Care? Și atunci nu trebuiau și atunci trebuiau. Care? Era zicul de dispiziu, era. Și ce a făcut domnul Mare Iorza, a fost propus în 2010. Eu nu mă mărgeam. În Vasile, prima. Nu vreau. Deci am încercat să facă chestia asta cu lărgirea canalului și cu asta, dar n-am avut oameni atunci. Deci atunci, în 2010, aceeași chestie o vreau să facă. Da, da, da. În 2010 am făcut podul, dar datorită oamenilor care s-au opus gherghe și cu așa ca să rămână podul și să fie așa, deci una asta a fost părerea lor și atunci n-am mai trecut pistiei. Dar deci, am făcut podul. Soluția asta a vrut și domnul Dumitru Vasile să facă, dar ceea ce n-am făcut, pentru că nu, doamne, să răgească canalul de acolo. Deci aceeași chestie o vreau să facă. Deci, sigur să mă duc să răgesc canalul, mă duc cu mitelajele mele, dar unde mă duc să răgesc? Când va veni următoarea, zici, băi, dar zici, n-am făcut nimic, nu? Cineva mi-a spus nu? Așa. Și nu mai vrea nici un oameni să dea voie? Când debitul de apă depășește o anumită cantitate și Dumnezeu nu mai e ceva. M-am uitat pe Facebook și am văzut un munte, s-a dărâmat un munte. Dar noi trebuie să luăm toate măsurile de pe cauți. Dar mai sunt și unii care se spală ușor pe mâini și spun că... Nu, ne luăm măsurile de pe cauți, că așa este corect. Aș vrea totuși să spun de buget. Vedeți foarte sume foarte mari cheltuite pe proiecte și pe consultanță pentru proiecte de fonduri europene. Foarte mulți bani. Sume enorme. Acum ce pot să spun eu? Încercăm, dar ader la ideea dumneavoastră că din 3, 1%. Celelalte Dumnezeu știe. Dar cred că și era cu drumurile asfaltate. Dar cel pe canalizare încă nu știu, nu simt eu că va fi aprobat. Pentru că nu este rețeaua de apă pusă în funcțiune. Așa presimt eu. Dar Dumnezeu știe. Haideți să începem, poate, de sumă canalul vechi. Poate, na, știu eu. Încercăm. Trebuie totuși încercat. Încercăm. Și aș vrea totuși să spun că acest buget este constituit în interesul cetățeanului. Adică, vreau să spun, domnule, nu... Pe interesul cetățeanului, adică, sincer să fiu, aș vrea foarte mult să cumpărăm un Dacia, un Duster, pentru prima sândorie. Dom'le, când am văzut că nu mai avem bani, trebuie, între un Duster și un proiect pentru asfalt, aia m-am dus pe proiecte, ce să fac? Asfaltă nu vreau și nu mai trebuie. Dacă prindeți proiectul, aveți și Duster. Să facă cumpărat un Duster. Dar nu, domnule, s-a aprobat proiectul, vine Duster. Ce cum iau Duster-ul și nu iau proiectul? Ok, proiectul și-o venit Duster. Eu, domnul de la BR, suntem cam singuri care nu ne-am cumpărat o mașină și e bună. E bun. E bun rog, să e bun rog. Nu face față la... I-a schimbat și asta de distribuții, nu? A fost cu iar acumărat, a făcut inspecția tehnică. Dom'le, și îmi pare rău. Sunt perceput că am zgârcit. Sunt zgârcit, dar uitați că acum îmi pare rău că am fost zgârcit. Aerul condiționat. Îmi dă telefon, el nu merge aerul condiționat, că ce are? Nu știu ce-i spus. Nu mai, dumne, nu mai cheltuim atât de mulți bani. Am venit și la scoatul.
instalația, dacă aveți, 120 de lei cu asta încărcare. Nu e voie de încărcat, că nu merge motorașul ăla. Nu e compresor. Nu e compresor. Așa e o revizit un limit de 100 de km. Eu vă mulțumesc pentru ședință. Domnul președinte, dacă îmi dați voi, vreau să, de la început mă plec și eu, ca și primar, cunoscând anumite lucruri, de cum de ultima Mădăși, fragă tăria și viteza Mădăși la toate, să-i dăm bătăi, iar noi ca și consiliul local, unde trebuie să-l ajutăm, să-l ajutăm să nu ne împurcăm cu absolut nimic, pentru că dacă e în folosul comunității Mădăși, ok. Dar o rugăminte foarte mare, vreau Mădăși ca domnul primar, nu eu, dar eu personal, vreau Mădăși ca în mandatul ăsta de 4 ani de zile, sau cel puțin așa, să aveți în vedere lucrările începute și neterminate. Adică mă refer la podul de la Mateiești. Nu, este un, nu sunt mofturi astea, adică de să nu... Da, da. O să explic. Așa, da. Eu ca idee, podul de la Mateiești, podul de la Tisa, indiferent în ce situații sunt, să se stabilească, să facă mai lung, mai mare, mai scurt, mai nu știu, să dea o soluție, să oprească la soluția care este de judecată, ce avem, ce este în judecată. Iar diferența, mă trebuie să nu mai, știți, să blocăm problema că, bă, nu se mai poate. Să poate face orice. Ce este cu judecată, rămâne pe sistem de judecată și instanța o să reglementeze problema, iar celălalt, mă trebuie să se continue, mă trebuie să fie, mă trebuie, adică să... Părerea mea, pentru că sunt începute și zic, mă trăiesc că niște lucrări duse, de 4 ani, încă 4, încă 4, mă trăiesc la un moment dat o să fie abandonate. Și o să, au fost bani, o să rămână banii mormântați acolo degeaba. Ele sunt, unele sunt jumătate, dacă nu mai bine de jumătate, realizabile și se pot, mă trăiesc, încheia lucrările alea, mă trăiesc cu un, nu prea mare efort, zic eu, mă trăiesc cu un efort, mă trăiesc considerabil, mă trăiesc să pot rezolva. De asemenea, mă întrebi rigolele, cum să mă întrebi, știți mai bine și ăsta, rigolele de la Berșești la asfaltarea, e păcat și de asfaltarea care e de la, din drumul județean până la pod la Berșești, sunt rigolele alea, mă întrebi, cum să le știți, mă întrebi, la proiect, la muzei, la asfaltarea care au fost acolo. Și astea sunt lucrările începute care, mă întrebi, vă rog din suflet, dacă se poate, mă întrebi, să fie realizat, deși sunt realizat pentru comună, nu pentru Dumnezeu Vasile. Iar la pod, iar aici, la Orășa Avram, noi nu avem primăria, e podul ăla pe DN11. Acolo e o problemă foarte mare. Insistat, nu știu unde, cum și așa, insistat foarte mare, podul ăla trebuie neapărat făcut pe DN11. Așa, noi curățăm, am înțeles, curățesc cu ajutorul social, mă drept și nu, zic, se pot curăță, răchis ce vreți dumneavoastră. Dar dacă podul ăla nu se lărgește, de fiecare dată când a venit Turluiul Mare, capătul Orșa Avram, 10-20 de sate, s-au schimbat pe timpul meu și ați văzut și casele care le-am schimbat în partea aialaltă, nu se va opri niciodată. DN trebuie să... Știu că a fost, când am fost și eu, a fost în plan să facă podul, el avea un plan, nu știu ce s-a întâmplat, de ce nu s-a mai continuat, n-am mai avut așa, dar eu zic, mă trebuie atenție foarte mare cu podul ăla, mă trebuie să se poate rezolva din DN11. Eu atât am putut să spun, mă trebuie, fără... Nea Ioja, cum să completez ce zice domnul Dumitru Vasile, e adevărat ce spune el ăla. Da, da, da. Eșantul este foarte larg, iar podul este îngust. Apa nu poate trece de pod. E o situație, acolo este invers. Și podul nou. N-ați înțeles ce vreau să spun? N-ați înțeles ce vreau să spun? Am înțeles, la genunchi. Canalul este foarte mare și apa se duce pe un pod mic. Deci podul de lărgit ca să pasă pe ea e o speță diferită de comă. Aici are dreptate domnul Vasile, dacă s-a lărgit sau nu știu, el este găsit o soluție. El este... Da, da, da. La la trebuie insistat, chiar dacă e mult și am rămâi plecat. Da, 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 cum s-a lărgit la biserica, trebuie să și ok. Și acolo e o problemă, pentru că am două case. Gândiți-vă că am două case. Cum se va lărgi acel pod că am două case? Ne vor duce pe proprietatea omul sau îi vom strica acasă? Sau vom face, se va adapta situația de teren cu o soluție. Adică nu se știe. Se va adapta. Va veni cineva care va găsi o soluție. Cu camere de cădere. Poftim? Camere de cădere. Camere de cădere. Dar ce camere de cădere faci? Sunt specialiști, sunt soluții și specialiști. De asta.
Puntea de la Tisa, puntea de la Tisa. Poate un pic înălțat, un cip un pic cât îi permite și camera la baricărie și da. Puntea de la Tisa. Eu spun când trebuie, sobă, sobarul, spune ce trebuie să fac. Mai sunt discuții? Da. Nu, nu. Așteptam pe domnul primar să termine cu puntea de la, de la Tisa. Ați spus ceva. Puntea de la Tisa. Să vă mulțumim. Bine. Bine. Bine.